Marias Bănu, de la Constanța. Domnul Gheorghe Luca. Și dăm voie, Aura, să spun despre Gheorghe Luca, brandul de firicel cu dor de cântec românesc, de la Litoral de Constanța, care a promovat muzica românească în nenumărate rânduri. În mod special, pentru asta îi mulțumim pentru acest efort de a veni și a fi alături de noi în seara asta. Ei sunt prietenii mei. Casa noastră românească este permanent deschisă pentru astfel de oameni de valoare, cărora le mulțumesc. Stai aici lângă noi, Corina. Bună seara, dragilor! Bine ne-am regăsit și este o onoare că și noi facem parte din casa dumneavoastră armânească. Și acest lucru se datorează acestei doamne și dați-ne voie, mulțumesc frumos, și dați-ne voie, atât eu cât și colegii mei cred că sunt în asentimentul meu, să o numim nu o femeie, nu o soție, nu o mamă, numai în seara asta, atenție, ci o artistă. Este așa sau nu? Aceste gânduri vin din partea unei mari artiste a cântecului Dobrogean. Sunt convinsă că sunt sinceră. Îți mulțumesc pentru această apreciere. Mulțumesc frumos! Aici suntem oameni care știm ce înseamnă muncă, știm ce înseamnă scenă, știm ce înseamnă prietenie, știm ce înseamnă să pleci la un drum lung. Este foarte greu și eu... Elena Plătică și Costela Tănasă. Ate bine, curințele de cristare, frumusel și ți s-a dus de dansare între nesta. Ate bine, curințele de cristare, frumusel și ți s-a dus de dansare între nesta. Că-s frumos, nu-i vina mea, așa m-a plăcut maica. Ți-a trecut setea. Dar la ce te duce vinul ăsta oare?
Și ai ales ăsta de Niculițel, a? Ei, recunoaște aici. Ei, știe lumea, nu mai este și copii pe aici. La somn? Poate, Olteanul de la malul mării, poate la somn îl duce. Vezi dacă mă provoci? Ai pus de copii inima. În soare
plină cu găină rumenită. La vecina când am fost, avea mâncare de post, avea tigaia pe plină cu găină rumenită. Așa o fi fost în ziua de astăzi. În loc de fasole și cartofi, ne-am dat pe găini și vecturi. Mai și recunosc, nu? Așa e și Noltenia? Gică. Aha, auziți. Mulțumim frumos.